Conducerea Universității din Ploiești nu s-a mai întâlnit cu asemenea situație niciodată. Nici măcar locurile fără taxe nu au fost ocupate. Prima oară n-am luat bacul din prima sesiune și când m-am înscris în a doua sesiune la facultate n-am intrat, n-am avut medie. Și mai încerc o dată. Așa gândesc mai toți candidații care mizează mai mult pe noroc după un examen al maturității dezastruos. Bacalaureatul n-a fost greu, doar că nu am învățat cât a trebuit la prima sesiune și m-am pregătit mai bine pentru a doua. V-ați fi așteptat la așa ceva? Da, sincer da. Era normal, da, era normal, după rezultatul de la BAC. Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești a scos la concurs anul acesta peste 900 de locuri în cadrul a 5 facultăți.